Dumnezeu să vă binecuvânteze! Astăzi voi vorbi despre răpirea bisericii arătată unui frate din Norvegia. Răpirea bisericii, viziune dăruită de Dumnezeu unui frate norvegian pentru biserică ca să știe cum să se pregătească în vederea răpirii la cer. Fratele era în vârstă de 84 de ani și el a crezut că aceasta este rodul imaginației minții lui. Dar Dumnezeu i-a vorbit și el a luat un creion și o bucată de hârtie și a scris mesajul Domnului. Fiindcă glasul Domnului îi vorbea prea repede, el a spus Domnului să-i vorbească mai încet ca să poată scrie. A doua seară a avut același lucru. Dumnezeu i-a vorbit și el a înregistrat pe hârtie răpirea bisericii dăruită de Dumnezeu pe când eram acasă la fratele meu la Bergeni, în Norvegia. Eu am fost profund zdrucinat și m-am simțit îndemnat să vorbesc despre această viziune. Eu credeam că este produsul imaginației mele, dar după mai mult timp m-am rugat și mi-am dat seama că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Doresc ca aceste câteva cuvinte să trezească suflete și să le pregătească pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Se făcea ca și cum cineva ar fi citit în ziar. Era el acasă cu soția și cu fetița lui. Discutau din Biblie la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15. Iată, în adevăr, ce vă spuneam, prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți, toți împreună cu el în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Discutând ei astfel, soția credea că este chiar așa cum este scris, dar soțul spunea că aceasta nu se va întâmpla așa și aceasta este doar simbolic. Cu aceasta ei s-au culcat. Dimineața când soțul s-a sculat să meargă la serviciu, soția lui nu s-a sculat ca să facă cafeaua ca de obicei. Ce e asta? S-a gândit el. Că soția mea nu s-a sculat. A mers în camera ei, dar nu era în cameră, ci hainele erau așa cum și le lăsase când mersese la culcare. Precis, soția mea face o glumă. Vrea să mă păcălească. Unde o fi plecat? Când a trecut prin camera de zi, a văzut pe masă Biblia, deschisă la Tesaloniceni, capitolul 4, unde era scris, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Gândindu-se la acest lucru, a început să se mire și nu știa ce să creadă. A dat telefon la cumnatul lui ca să vadă dacă nu cumva soția lui era la el. Știi, dragă, că soția mea a dispărut, fără să lase nicio urmă și fără să-mi spună nimic. Nu cumva este la tine? Nu, i-a răspuns cumnatul lui, care era un om din lume și de multe ori glumea. Dar nici lăptăreasa noastră nu a venit astăzi, care este o femeie foarte habotnică. Toate acestea au zdrucinat mintea și a plecat spre serviciu. Pe stradă, un băiat striga în gura mare. Ediție specială, ediție specială. Pe ziar era scris cu litere mari pe prima pagină. Răpirea bisericii. Ajungând la serviciu, cei doi secretari al lui stăteau cu ochii ațintiți pe tavan și cu pixurile după ureche. Nu i-a mai mustrat, căci destul era el așa de necăjit. A deschis aparatul de radio și se anunțau dispariții din toată lumea. Din unele case, ușa nu mai se deschidea deloc, iar în alte case au mai rămas doar 2 sau 3 și era ora 9 dimineața. Doamna Anderson este așezată înaintea postului de radio pentru a asculta emisiunea destinată copiilor mici. Ea apreciază mult această emisiune în care se amesteca și un pic de religie. Pentru copii, un pic de religie nu face rău, dar prea mult poate deveni vătămător. La sfârșitul câtorva minute, emisiunea este brusc întreruptă. O știre senzațională ajunge de la Oslo. În oraș se află o panică de nedescris. Poliția anunță un eveniment extraordinar și multe persoane au dispărut fără a lăsa urma. Nu se poate da încă numărul. Numărul dispariților este atât de considerabil că autoritățile sunt incapabile de a întreprinde cercetări, dar cereau familiilor de a furniza informații exacte despre locul și împrejurările dispariției. Un pic mai târziu, radioul anunță că pe locul pieții câțiva vânzători au dispărut subtil, în timp ce vindeau.
O persoană care a venit să cumpere flori povestea că în momentul ce plătea, negustorul căutând banii în geanta sa a dispărut brusc. Iar persoana l-a auzit pronunțând aceste cuvinte: "Mulțumesc, Iisuse." Dar pe el nu l-a mai văzut. El și-a frecat ochii, cât și s-a părut a fi într-o ceață. Și când i-a deschis din nou, omul a dispărut precum și ceața. În același moment, o tânără femeie țipa. I-a găsit gol căruciorul copilașului său. Ea striga: "Cineva a furat copilul meu. Este un copil de 8 luni. Unde este el? Unde este poliția?" "Da, poliția este prezentă, dar ce poate face ea în asemenea caz?" Din toate părțile se strigă și agitația este mare. Un comerciant ieșise afară din magazinul său. Sărea și striga după ajutor. Doi dintre vânzătorii săi au dispărut. Unde sunt ei? Unde au plecat? De asemenea, și de la Stockholm ajung știri despre disparițiile neașteptate din Tokyo și de la Oslo, și orașul se găsea într-o situație de panică de nedescris. Mai mulți polițiști de asemenea au dispărut. Se anunță de asemenea știri similare de la Copenhaga și de la Helsinki. Numeroase persoane de asemenea au dispărut. Vin în continuare știri cu privire la dispariții. Pretutinde persoane sunt lipsă, poliția nu știe câți și este neputincioasă de a dezlega și a explica acest mister. Doamna Anderson se ridică și suspină. "Doamne Dumnezeul meu, ce înseamnă aceasta?" Ea iese, traversează grădina pentru a ajunge în stradă. Acesta este unul dintre cele mai frumoase cartiere, cu vile splendid împrejmuite de grădini strălucitoare. Afară a vede pe doamna Holland, care striga cu o voce îngrozitoare: "Ruth! Ruth!" Zărind pe doamna Anderson, o întreabă: "N-ai văzut tu un străin trecând pe aici?" Ruth a dispărut. Era așezată pe trepte în fața casei, în timp ce eu mă ocupam de trandafiri. Și dintr-o dată ea a dispărut. I-am chemat-o și am strigat-o: "Ruth!" Dar niciun răspuns. Totuși, eu am senzația vagă că cineva era urcat pe drum. Dar în confuzia aceasta nu știu ce să înțeleg și nu știu ce să cred. Nu înțeleg nimic. Dar... Ruth, unde ești? Cine a răpit-o?" Și ea plângea disperată. În același timp se vede venind domnul Anderson. "Tu ai ajuns deja?" "Nu este ora," întreabă doamna Anderson îngrijorată. "Este ora 9:30, dar eu nu mai pot. În atelierul nostru este o dezordine în adevăratul sens al cuvântului. Mai mulți dintre muncitorii noștri au dispărut. Gândind că e un accident, i-am căutat peste tot, fără să găsim nicio urmă. Atunci, cineva care se numea creștin și care frecventa adunările, eu mi-amintesc numele său, repeta fără încetare: "Acum a sosit, acum a sosit, acum el a ajuns." "Unde a ajuns?" întrebă eu. "Iisus a luat sfinții cu el." El își freca mereu mâinile plângând și strigând: Și eu am fost lăsat și pe mine, eu sunt tot aici." L-am rugat de a înceta aceste discuții fără sens, dar el continua cu mai mult foc. Era cumplit să-l auzi. "Este adevărat că există și alții în această situație disperată. În oraș este încă mai rău. Circulația a devenit un adevărat haos. Niște șoferi au fost răpiți din autobuzele lor și din mașinile lor și mulți pasageri lipseau la apel. Tramvaiele, de asemenea, ca și automobilele și taxiurile, sunt obligate de a opri și formează șiruri lungi pe străzi. Vehicole care conducătorii căutau aș croi drumul. Poliția este neputincioasă." Doamna Holland, impresionată, se reîntoarce la locuință plângând. Anderson și soția sa intră în casa lor. Aparatul de radio este branșat pe emisiunea de la Bergen. Se anunță din toate părțile dispariții. Toată dimineața telefonul suna pentru a da sau pentru a cere informații cu privire la acest destin. Mulți marinari au fost dați dispăruți. La ora 11 au ajuns informații de la Londra. Toată Anglia semnalează dispariția unui mare număr de persoane. Nici unul din ei nu a mai fost revăzut. Acesta este misterul cel mai impresionant. Câțiva păstori au strâns adunările lor și au constatat că au dispărut membrii care erau cei mai consacrați, fanatici, și cei mai frecvenți. Printre dispăruți se numea un număr sigur de servitori al lui Dumnezeu. Unul dintre principalii personabili a convocat păstorii pentru un schimb de păreri pentru timpul serii. Mai multe ore s-au scurs începând de la primele rapoarte venite de la Oslo și fără încetare avizele date despre dispariții soseau din toate țările și din extremul orient. Informații și cele mai senzaționale știri vin și din Coreea. Acolo numărul disparițiilor se cifrează la mai multe sute de mii. Este absolut imposibil de a descrie faptele exact cum s-au desfășurat în timpul primelor ceasuri.
O profundă neliniște s-a abătut asupra lumii întregi. Pretutindeni, populația este în agitație. Erau pe străzi pentru a-și regăsi membrii familiilor dispăruți. Mamele căutau plângând copiii și îngrijorarea lor este de nedescris. Alții își băteau joc și mereu blestemau pe Dumnezeu și pe oameni. Un om, trecând pe stradă, se agită strigând: „Pazia! În curând o să ne ia pe toți!” Înnebunise. O femeie mai în vârstă stătea nemișcată în colțul străzii. Ea are împreunate amândouă mâinile și privea spre cer, apoi zice: „Oh, nu! Dacă noi nu am fost găsiți gata pentru a merge la întâlnirea cu el, el a venit să ia pe ai săi și el nu va mai reveni a doua oară ca să ne ia și pe noi. Doamne Iisuse, ajutorul nostru, fie-ți milă și de noi!” În prezent, faptul este împlinit. Eu am fost credincioasă toată viața mea, dar eu nu credeam că el va veni așa de repede. Eu nu am luat în serios învățăturile cuvântului său. Direcția căilor ferate semnala că nu a fost până acum niciun accident însemnat, cu excepția unui tren care s-a oprit pentru că el s-a găsit dintr-o dată fără conducător și fără controlor. Toate posturile de supraveghere au primit ordin. Se va face cercetări de-a lungul drumului, seara, departe, de a da o explicație. Jurnalele îndeamnă populația să rămână liniștită și să se păstreze sângele rece. Poliția și autoritățile unesc eforturile lor pentru a calcula numărul dispariților. Savanții caută motivul acestui fenomen remarcabil. În prezent, ajung informații provenite din Statele Unite. Acolo, de asemenea, poliția semnalează știri identice cu acelea din Norvegia. De pretutindeni se anunță dificultăți enorme ale circulației cu disparițiile oamenilor. Jurnalele cred că mâine vor avea mai multe detalii. La ora informațiilor se anunță că această catastrofă a avut loc de aceeași manieră în întreaga lume. Până în prezent, marile orașe par a fi mai mult atinse, dar companiile de asemenea vin în număr mare. În prezent, dau indicații cu privire la numărul dispariților. În emisfera sudică, aceleași fapte s-au produs în același timp cu ceea ce noi am trăit aici. O neliniște teribilă chinuiește pretutindeni locuitorii. Pe străzi se discutau cu aprindere asupra acestui eveniment. Se trage concluzia în final că trebuie să avem un raport cu creștinii și creștinismul. Aceștia care au cunoscut dispăruții afirmă că răpirea s-a limitat esențial la adevărații credincioși. Un lucru povestește: da, Ioan Essen este plecat și acum el a putut realiza ceea ce predica și a trăit aici jos, fapt că a fost răpit de Iisus. Da, răspunde un altul, eu am cunoscut de asemenea pe altul, el de asemenea este plecat. Oh, exclama cineva, acești creștini despre care ai vorbit au avut, deci, dreptate. Au avut o presimțire, dar sigur, noi am fi ascultat. Fost foarte fericiți în prezent, în loc de a fi forțați să continuăm să trăim în acest infern, în acest haos, unde totul cu siguranță merge spre înrăutățire. Ah, tu e crezut, deci? În acest caz, tu trebuie să pleci cu ei. Eu aș fi fost bucuros, răspunsese precedentul înfruntându-l. În tot cazul, ziua următoare, niciun jurnal nu este în măsură de a furniza cea mai mică explicație. Acesta este misterul cel mai mare. Din toate țările globului ajung continuu informații de același fel. Câmpurile de emisiune au anunțat dispariții în masă a creștinilor. Doar o parte dintre ei au rămas. Se anunță de asemenea că la adunările de veghe sau seară mulți predicatori au venit. Atmosfera reuniunii a fost grea, apăsătoare și tulburătoare. Raportul spune că mai mulți sunt profund nenorociți. Ei nu au nicio îndoială. Acest fapt care s-a produs nu este un alt lucru decât răpirea credincioșilor la Dumnezeu. Câțiva au mărturisit că, în ciuda studiilor lor în teologie, ei n-au bănuit niciodată că aceasta se va petrece în serios, căci unul vestea nașterea și spiritul adoptării copiilor, botezul Duhului Sfânt, era complet necunoscut. Un păstor tânăr s-a exprimat astfel: „Noi nu am învățat lucrurile în așa manieră. Profesorii noștri nu ne-au spus niciodată că faptele se vor petrece cu noi, le-am văzut în aceste ultime zile.” Poliția s-a adresat populației în sfârșit de a cunoaște opinia generală. Raportul următor a fost redactat și aprobat prin responsabilii religioși. Acest fapt care s-a produs ar putea fi unul din evenimentele prorociei în Biblie, și anume răpirea bisericii, că Iisus va veni și va lua sfinții la el. Aceasta este tot ceea ce noi putem spune la ora actuală, dar poliția nu este de acord ca să dea o astfel de declarație publicității. Poliția credea că aceasta nu este decât fructul imaginației.
Prin altele, având în vedere înțelesul acestei catastrofe, se va cunoaște să se ia măsuri pentru altă dată. Se va face un raport care să se dea cu creștinii sinceri, credincioși, și atunci trebuie a închide toate bisericile și sălile de reuniuni până lucrurile vor lua o schimbare favorabilă. În mijlocul creștinilor, atmosfera pare apăsătoare. Duminica, toate bisericile s-au adunat. Câteva adunări se găsesc fără predicator și le lipsesc mulți credincioși. În alte biserici, numărul creștinilor este neînsemnat foarte mic, dar în exterior curge o mulțime nenumărată de persoane lovite prin dezastru. Cum este obiceiul, a se spune, populația vrea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cineva încearcă a citi, apoi spune, eu nu înțeleg nimic, se trece Biblia altuia și aceasta zice, eu nu pot citi, ceilalți încă plâng. Marea majoritate par a fi de acord asupra faptului că creștinismul este răspunzător de această tragedie și care va trebui să poată obține o explicație asemănătoare asupra creștinilor. Mulți vin a implora ajutorul lui Dumnezeu, căci dezvoltarea lor este inexplicabilă. În majoritatea adunărilor este confuzie completă. Un om face reproșuri unui predicator. Aceasta este vina ta că ne-am rămas tot aici. Tu nu ne-ai spus niciodată că Iisus va veni pentru a lua copiii săi și de asemenea că trebuie să avem inima curată și plină de Duhul Sfânt, nici că trebuie să fim împăcați cu Dumnezeu. Taci, ordonă predicatorul. El credea că și-a făcut datoria îndeajuns. Ei se acuza astfel unii pe alții în mijlocul plânsetelor și strigătelor. În același timp, autoritățile consideră problema răpirii creștinilor în vedere de a atinge o concluzie. Un comunicat previne din partea statului decizie sigură. El publica interdicția tuturor preocupărilor și toate adunările creștinilor. Este interzis, sub pedeapsă cu moartea, de a pronunța numele lui Iisus. Lumea trebuie să distrugă toată literatura creștină, începând cu Biblia. Toate acestea trebuie să fie arse și astfel va începe un timp de obscuritate în istoria omenirii. O mare mulțime de creștini din cei rămași pe pământ nu voiau să asculte avertismentele autorităților și continuau a crede în Dumnezeu. Ei fura întemnițații. Cuvântul ordinului spunea, dacă tu nești pe Iisus Hristos, îți poți salva viața ta. Totuși, mii continuau a crede și au fost niște masacre nemaiauzite. Mulți au fost chinuiți peste măsură până ce au murit. Nu era lege și rezistență sau opoziție. Satan era dezlănțuit. Norocire pe pământ și celor ce locuiesc pe el. Lumea întreagă era sub autoritatea răului și majoritatea nu găseau niciun loc de refugiu. Reveneau stabil în sunul nenorocirii. Din toate țările erau avize că creștinii trebuiau să fie exterminați. Suveranul acestei lumi aveau depline autorități. Copiii denunțau părinților și puneau astfel viața lor în primejdie. Pe vremea aceasta s-a împlinit cuvântul din Luca 21, versetul 16 până la 17. Veți fi dați în mâinile lor, până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor mori pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Este imposibil de a crede această stare de lucruri. Totuși Dumnezeu descrie toate acestea în cartea Apocalipsei. Un mare strigăt al acestor nenorociri era, Doamne Dumnezeule, binevoiește a scurta aceste zile. Prietenul meu, nu-ți lua riscul de a fi numărat printre aceștia care rămân. Așează-te înaintea tronului lui Dumnezeu atotputernic și ceri umil lumina și harul său, grația sa. Este încă timp astăzi. Tu încă poți deveni proprietatea lui Iisus, pentru ca să fii departe cu el când el va reveni să ia pe ai săi. Ca învățătura cuvântului Dumnezeu din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15 până la 18. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Iubite ascultător, multe lucrări au arătat că vin zile cumplite, care dacă nu ne-am păcat cu Domnul Slavei, va fi vai și amar de noi. Domnul Iisus aibă milă de noi. Acum încă nu este prea târziu dacă nu-L cunoști, să te apropii de tronul Lui, de îndurarea și să ceri mila Lui. Trebuie să-ți recunoști neputința, să-ți mărturisești păcatele și să-i spui Domnului că dorești salvarea sufletului tău. Spălarea păcatelor tale cu sângele vărsat și pentru tine pe cruce de pe dealul Golgot. Cuvântul spune că sângele Lui ne curățește de păcatele noastre. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor.
după bogățiile harului său. Efeseni 1:7. Dea Domnul Iisus ca oricine ascultă aceste cuvinte să-și despetrească inima și credincioșii adevărului să ne înrolăm cu toții în armata sa de câștigători de suflete și mărirea împărăției lui. Amin. Dumnezeu să ne ajute să nu rămânem de la răpire, să prindem cei 7 ani apocaliptici, să ne sfințim viața și să-L căutăm cu o inimă curată. Vedem că foarte mulți cad, mulți proroși cad de pe cale, în preacurvii, în curvii, în minciuni, fel de păcate. Mulți slujitori de la nivel înalt cad în păcate de curvie, în păcate de preacurvie, te îngrozești. De aceea să ne întoarcem la Cuvântul Sfânt, să ne pocăim cu adevărat și să-L urmăm pe Dumnezeu, pentru că nu mai este mult și credem că răpirea bisericii se apropie. Să nu ne punem încrederea doar în lumea aceasta și să fim pregătiți în orice moment să lăsăm totul pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să fie slăvit în toate. Amin.